Este deja 18 februarie, ziua de prăznuire a Sfântului Închisorilor. Încep prin a cere scuze pentru întârzierea legată de începerea conferinței. Nu știu dacă știți care a fost cauza. La Aiud s-a decernat titlul de cetățean de onoare părintelui Justin Pârvu, părintelui Ilarion Felea și filozofului Mircea Vulcănescu. Și drumul dinspre Sfântului de la institut. Poftim? Au admis o treabă asta sau o să facă? Vom vedea. Deci dacă vor face cum a procedat la Târgu Ocna când i s-a retras cetățenia de onoare lui Valeriu Gafencu, nu vor face decât să mărească slava acestor noi mărturisitori. De ce? Pentru că atunci când recunoști cuiva faptul că este cetățean de onoare și apoi îi ridici acest titlu pe care i l-ai acordat numai protestului pornit de Institutul Elie Wiesel, nu arăți altceva decât că Sfinții Închisorilor nu au mințit atunci când au spus că vor fi prigoniți și după moarte. Adică, fără să vrei, prigonindu-i în continuare, arăți pe de-o parte că ești fiu al celor care i-au băgat în închisoare, au torturat și chiar ucis pe ei și în același timp arăți că Harul Duhului Sfânt i-a luminat să profețească că ne îndreptăm spre vremuri de prigoană mai grea decât cea prin care au trecut ei înșiși. Părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa a făcut o profeție. Se vor lupta cu noi și morți. Dar noi o să fim alături de voi ca să ne apărați și morți vom izbândi. La Târgu Ocna, pentru că s-a amintit de ce s-a întâmplat cu Valeriu Gafencu acolo, a fost ca un fel de proces în care s-a încercat ridicarea cetățeniei de onoare. Și nu au reușit să-i ridice cetățenia de prima oară. Am spus și eu acolo un cuvânt în apărarea lui Valeriu Gafencu și după ce s-a încheiat procesul, ne-am dus în cimitir și am spus următorul cuvânt, pentru că cei mai mulți erau foarte bucuroși. Datorită izbânzii, votul era defavorabil lui Valeriu Gafencu, dar nu erau atât de multe voturi cât să se anuleze o hotărâre mai veche a aceleiași primării. Și le-am zis, ne bucurăm, dar o să vedeți că nu o să treacă multă vreme până când dușmanii vor ridica acest titlu de cinste acordat lui Valeriu Gafencu. Numai că bucuria noastră trebuie să fie și mai mare, văzând că prigana continuă și noi avem putința de a ne arăta dragostea pe care o avem față de Sfinții Închisorilor. Ei bine, Părintele Calciu s-au luptat și în timpul vieții. Unii poate știți că după ieșirea din închisoare la vizierul blocului unde locuia era un anunț să scăpăm de paraziți. Pentru că vecinii, oameni supuși sistemului, îl considerau pe Părintele Calciu un paria, un intrus între oamenii de bine ai acelor vremuri. Și să știți că de fapt cei care îl iubesc pe Hristos o să fie paraziți până la sfârșitul veacurilor. Pentru că lumea aceasta l-a răstignit pe Hristos, îi răstignește și îi va răstigni pe toți cei care îl iubesc cu adevărat pe Hristos. Dați-vă seama câte mii de preoți avea România în perioada comunistă. Și totuși, împotriva dărâmării bisericilor, au tăcut. Din motive binecuvântate, în ghilimele. Și totuși, Părintele Calciu a avut curajul mărturisirii, adevărului până la capăt, a și fost caterisit, dar Hristos a fost cu el. Vedeți paradoxul? Preoții cu minți supuși mai marilor și lumești și bisericești au tăcut, au avut stare socială bună, toate le-au mers bine. Părintele Calciu a fost parazitul. Dar acest parazit l-a avut cu el pe Hristos, nu s-a temut să-l înfrunte pe Ceaușescu, a ajuns din nou în închisoare, a pătimit pentru Hristos, Dumnezeu a rânduit să fie eliberat și după căderea comunismului a vorbit în continuare împotriva noilor pericole care lovesc România și lumea întreagă. A vorbit împotriva guvernului mondial, împotriva globalizării, împotriva ecumenismului, împotriva masoneriei, teme despre care se tace. Câți preoți în România vorbesc astăzi despre ecumenism, globalizare, masonerie, cipuri și teme similare? Puțin, foarte puțin. De ce?
Pentru că nu vor să-l urmeze pe Părintele Calciu. Fac o paranteză, cei care l-ați cunoscut pe Ion Gavrilo Goranu sau care a citit cărțile lui, brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, într-una din cărți face referire la o întâmplare, cred că o pomenește și în carte, eu l-am auzit relatând-o când, în liceul în care era, tinerii care voiau să intre în frăția de cruce, trebuiau să ajungă noaptea undeva în pădure, departe, să urce pe munte și nu știau unii de alții. Credeau că o să fie puțini care se vor întâlni acolo. Și au început să urce și pe măsură ce urcau se apropiau și și-au dat seama că erau din ce în ce mai mulți. Și mirarea lor a fost foarte mare să vadă cât de mulți tineri din același liceu împărtășeau aceleași idealuri. Călcate astăzi în picioare, bajocorite, răstălmăcite, denaturate. Dar ei în frățiile de cruce au intrat pentru că îl iubeau pe Hristos și neamul românesc. Acesta a fost marele lor păcat. Pentru că și Valeriu Gafencu a fost atacat pentru faptul că a fost legionar. El a fost în frățiile de cruce. Și ce a înțeles el din mișcarea legionară? A spus foarte frumos în poezia lui Imnul Biruinței. Să vedeți în ce valoare a crescut și a crezut Valeriu Gafencu. Chinuiți și înfometați, înfruntăm urgii. Stăm crucificați, transformați în torțe vii. Se smulge neamul din suferință, nădejdea și-o ridică la cruce. Mihai Arhanghelul azi îl duce năvalnic spre mare biruință. Din zbuciumul și suferința noastră se înalță în zarea albastră ca o catapeteasmă în sărbătoare imnul biruinței legionare. Există aici ură de aproapele, există aici antisemitism, există aici hulele și cuvintele care i s-au pus în gură lui Valeriu Gafencu, cel care, așa cum a amintit domnul Anastasescu, și-a dat medicamentele, septomicina, unui evreu, pastorul Richard Wurmbrand? Nu, în niciun caz. E bine, ajungând acolo, Ion Gavrilo Goranu a văzut mare mulțime de elevi cu care împărtășea aceleași idealuri. Întrebați astăzi elevii oricărui liceu, din Ploiești, din București sau din toată România, cât sunt gata să pătimească pentru Dumnezeu, pentru biserică și pentru neamul românesc. Pe cei mai mulți i-ar bufni râsul. Ar căuta să vadă unde este camera ascunsă. Cine poate să pună o întrebare atât de stupidă? Cum să pătimești pentru neamul românesc când trebuie să-ți fie rușine că ești român? Trebuie să mergi în cluburi, să fii dresat, trebuie să te uiți tot timpul la televizor, să fii spălat pe creier și așa vei fi omul de nota 10. De ce să-ți iubești neamul românesc? Trebuie să-ți fie rușine, trebuie să fii împotriva României, dacă se poate. În timp ce Valeriu Gafencu și Părintele Calciu și alții ca ei și Părintele Iustin Pârvu au avut un crez rezumat foarte frumos de Radu Gir în poezia sa cu același nume, Crez. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, dar mai cred și în neamul meu înfrățit cu dorul. Cred în sfinți, dar și în voinici. Cred în flori și în cremeni. Căci tăcuții mucenici cu haiduții gemeni. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, ce-a înfrățit în neamul meu, Sfântul Crez, cu dorul. Ei bine, noi avem datoria de a ne hrăni din mărturia lor. Poate că în perioada interbelică, la o conferință la care ar fi vorbit cineva care ar fi pătimit pentru Hristos și pentru neamul românesc, se strângeau sute și sute de tineri. E un record că suntem atât de mulți în această sală, să știți. Pentru vremurile în care trăim, un om din sala aceasta, dacă înțelege importanța lui Valeriu Gafencu și schimbă viața și renunță ori la băutură, ori la curvie, ori la droguri, ori la cine știe ce păcate le face și zice vreau să trăiesc altfel, e un record extraordinar. Nu mai trăim acum vremea convertirii în masă, cum s-au botezat rușii trecând prin apa Nistrului și pe cealaltă parte au și creștini. Așa au fost sfătuiți de țarul Vladimir și s-au creștinat cu toți. În ziua de azi,
copiii noștri sunt distruși încă de la grădiniță, prin jocuri pe calculator, tot felul de desene animate violente, printr-o educație care, dacă se va da, așa cum cere acest raport Lunacek, o să fie învățați copiii că orientarea sexuală este opțională și că dacă vor să schimbe sexul, nu e cine știe ce problemă. Ei bine, în aceste vremuri în care tânăra generație e trasă pur și simplu spre adâncul iadului, e un record când mai există câțiva tineri, un mănunchi, o mână de tineri care au curajul de a iubi adevărul pe Hristos, care este adevărul, de a iubi biserica și neamul românesc. Este foarte ciudat că noi vorbim despre o Românie creștină în care au avut loc atâtea milioane de avorturi. Aceste milioane de avorturi nu au fost făcute doar de către femeile atee din România sau doar de către femeile sectante sau de alte religii. Au fost făcute de către femeile ortodoxe, mare parte dintre ele, ortodoxe cu numele și prin botez, nu prin viață. Femei care au avortat copii pe care au făcut cu soților ortodoxi, cu numele, nu și cu viața. Ducându-mă cu un grup de studenți teologi la un spital în București, voiam să convingem femeile să nu avorteze, ne gândeam că dacă le vom vorbi despre pocăință, mântuire, ele o să renunțe la această crimă. Am avut un șoc extraordinar când le-am auzit spunând: dar noi știm că este păcat. Dar noi știm că e crimă. E mare păcat. Noi o să ne spovedim. Așa am făcut și data trecută. Ori, câtă diferență între femeia din perioada interbelică, care își educa copiii aproape de biserică, care făcea mulți copii nevoindu-se cu creșterea lor, și femeia de astăzi, care vrea să ducă o viață cât mai egoistă, cât mai comodă. În Argentina am impresia că s-a făcut un studiu cum în câțiva ani a scăzut numărul de copii pe care îl făceau mamele. Și explicația dată de sociologi a fost că, datorită telenovelelor, în viața de zi cu zi, femeia argentinană avea mulți copii, dar la televizor vedea că e ideal să ai unul sau doi sau chiar niciunul. Și impactul mediatic a fost fatal. Ei bine, în ziua de azi noi nu mai avem nici tinerii, nici tinerele, nici bărbații, nici femeile din perioada interbelică. Dacă ar începe o nouă prigoană, mulți s-ar lepăda la cea mai mică provocare. Îmi spuneam, a fost deținut, dacă nu greșesc, a făcut 19 ani de închisoare, că la un moment dat i s-a spus într-o anchetă: toarnă-mă tot, că uite, și cu tare a turnat. Și el s-a gândit: da, dar cine știe cât l-ați torturat? Și anchetatorul scribit a zis: nici o palmă n-a fost nevoie să-i dau. Acum, noi nu putem să judecăm pe cei care au căzut, pentru că în închisori și mai ales la Pitești, au căzut și unii dintre cei mai tari în credință, în vreme ce noi suntem slabi. Generația de astăzi, cei care merg la biserică, n-au tăria celor de atunci, celor care de mici copii fuseseră crescuți aproape de biserică și în valorile neamului românesc. Nu vreau să lungesc cuvântul meu, pentru că ora este destul de târzie, dar vreau totuși să vă spun că e foarte important ca astăzi, în aceste vremuri de grea apostazie, să-i avem alături de noi pe sfinți. Nu se știe încă unde sunt moaștele Sfântului Valeriu Gafencu, dar el s-a arătat cuiva de la primărie și a spus: mai săpați că mă veți găsi. Cred că toți românii care iubesc pe sfinții închisorilor au datoria să se roage lui Dumnezeu, ca dacă e voia sa, să ne descopere unde sunt moaștele Sfântului Valeriu Gafencu. Pentru că nu degeaba a cerut să-i se pună o cruciuliță în gură, tocmai pentru a fi recunoscut dacă se vor găsi Sfintele Moaște. Ei bine, lângă noi, în acea raclă, în partea din față, este un os al unui mărturisitor de la Târgu Ocna. Pentru că săpându-se ca să se găsească moaștele lui Valeriu Gafencu, s-au găsit alte Sfinte Moaște. Și la această întâlnire cu Octavian Anastasescu a venit și un pătimitor din acea închisoare. E adevărat că sunt mai multe Sfinte Moaște de la Aiud, pentru că acolo s-au găsit o mulțime de Sfinte Moaște și s-au împărțit nu doar în România, nu doar în Europa, au ajuns până în America.
spunea maica stareță Iustina de la Maici, de la Petru Vodă, că a fost nu cu multă vreme în urmă în America și peste tot unde ajungea și se spunea că și aici au izvorât moaștele de la Iudmir, și aici au izvorât Dună Mireasma. Era impresionată că peste tot unde mergea, auzea de lucrarea făcută de noi mucenici de la Aiud. Și atât de impresionați au fost americanii, încât pentru prima dată în istoria revistei Orthodox World, revistă întemeiată de Părintele Serafim Rus, un nume va avea două numere dedicate. E vorba de Părintele Iustin Pârvu. A apărut o revistă cu el, impactul a fost extraordinar și o să mai apară încă un număr despre viața și lucrarea duhovnicească a Părintelui Iustin. De câteva zile a mai apărut o carte, pentru că pe 10 februarie a fost ziua de naștere a Părintelui Iustin Pârvu, volumul Ava Iustin Pârvu, Mărturii, Amintiri, Minuni. Minunile pe care le-a făcut în timpul vieții Părintele Iustin au fost contestate de unii și de alții, de dușmanii bisericii, pentru că Părintele Iustin a fost un fel de frate al Părintelui Calciu. Ce învăța Părintele Calciu în America, învăța Părintele Iustin în România. Și de aceea numele său a fost disprețuit. Chiar și în unele facultăți de teologie se vorbea împotriva mănăstirii Petru Vodă, nu vă duceți acolo, e focar de legionari, etc. Așa cum spune un asistent de la Institutul Medico-Legal din București, care a văzut peste 100.000 de cadavre, văzând trupul Părintelui Iustin, a fost extraordinar de impresionat. Am să vă citez exact cuvintele lui. Am avut bucuria să-l cunosc pe Părintele Iustin, să primesc sfatul și binecuvântarea acestui mare duhovnic, mergând de câte ori timpul mi-a permis la mănăstirea Petru Vodă. A vrut Dumnezeu să ajung a treia zi după moartea sa, să-l văd pentru ultima oară înainte de mormântare. Dar nu mă așteptam să am încredințarea că acest om este sfânt. Dacă toate lucrurile minunate despre care știm că s-au întâmplat cu Părintele și cu cei care l-au cunoscut ar putea fi descalificate de gurile rele ca fiind subiective, ei bine, de semnele fizice constatate după decesul său nu mai poate fi acuzat. Adică, dacă hulitorii Părintelui contestă minunile pe care le-a făcut, vindecări de bolnavi, tot felul de arătări minunate, nu pot contesta faptul că trupul său, după moarte, nu se purta ca trupul unui om obișnuit, erau sfinte moaște. Și dă semnele anatomo-patologice, spunând, atât de tare m-au mirat semnele, zice, mirosul specific nu a fost prezent, ba mai mult, prezentau miros frumos, ca de mir. Atât de tare m-am mirat acestea, încât am cerut permisiunea părintelui ce stătea la căpătuiul său să mă uit să văd dacă nu cumva a fost îmbălsămat. Acesta a zâmbit și mi-a zis, sfinții nu se îmbălsămează. Părintele Iustin Pârvu a izvorât mir după moartea sa. Și despre lucrul acesta au scris puțini. Există chiar un material cu titlul Psihoza moaștelor, există un curent în care sunt minimalizate minunile făcute de mărturisitori și mucenici după moartea lor. Mie o maică de la Maicul la Petru Vodă mi-a zis, când am aflat că părintele izvorește mir după moarte, nu am crezut. Am crezut că este o exagerare, cum se izvorească părintele mir. Pentru că părintele a vorbit de atâtea ori despre izvorârea de mir din Sfintele Moaște și cum se izvorească imediat mir. Și mi-a zis maica, dacă n-am văzut cu ochii mei, n-am mai avut ce spune, am rămas mirată și mi-a zis, crede-mă, Daniel, că izvorește mir. Eu n-am văzut lucrul acesta cu ochii mei, dar îi cred pe cei care au dat mărturie. Și știu că părintele a făcut o mulțime de minuni în timpul vieții și după trecerea sa la Domnul. E bine, în această carte există o mărturie a părintelui stareț Hariton despre o situație când la mănăstirea Petru Vodă se terminase mâncarea. Se terminase ciorba. Și a venit părintele Hariton, actualul stareț, la părintele Iustin. I-a zis, părinte, nu mai am ce să dau pelerinilor, am nas fără ciorbă. Părintele Iustin a venit, a amestecat cu polonicul în cazanul cu ciorbă și cazanul s-a umplut. Iar altă dată rămăseseră fără făine în mănăstire și când i-a zis părintele Iustin, părintele a zis, voi mă mințiți că nu mai este făină în lăzi. Și eu știu că este făină în lăzile de la mănăstire.
Și ne-am întrebat chiar unii pe alții dacă fiecare a văzut bine lucrul acesta. Când Părintele Iustin a dat poruncă să ne mai uităm încă o dată dacă este făină lăzile de acolo, când ne-am dus, a fost minunea că lăzile erau pline cu făină pentru pâine. Nu o să poată nimeni să-mi șteargă lucrul acesta din amintire. Era un moment de excepție. Unii cred, alții se îndoiesc. E libertatea noastră. Putem fi cu necredincioșii sau cu credincioșii. Dacă Valeriu Gafencu nu este sfânt, dacă Părintele Iustin Pârvu nu este sfânt, atunci cine este sfânt? Ori în perioada comunistă, Biserica Ortodoxă Română și-a plecat genunchii în fața balului Antichrist roșu, și atunci ce biserică e aceea care se pleacă în fața fiarei roșii? Ori biserica a rezistat. Și dacă a rezistat, a rezistat prin eroii credinței. Care sunt acei eroi? Sfinții. Și atunci trebuie să-i cinstim. Dacă au rezistat, înțelegeți? Ecuația e foarte simplă. Biserica nu poate să-și conteste sfinții. Pentru că sfinții au dat mărturie pentru Hristos, pentru adevăr. Și prin ei a rezistat biserica. Cum a zis Părintele Iustin Pârvu foarte clar. Biserica nu a rezistat prin marea mulțime de credincioși cu minței și căldicei, ci prin mucenicii din închisori și prin mamele care au știut să-și crească copiii în dreapta credință. Văd aici un telefon. Iubita mea soție vă apelează. Fac o paranteză. Nu știu oricui e telefonul, nu contează. Dar e foarte frumos că iubita sa soție apelează. Întrucât trăim într-o vreme în care iubirea dintre soț și soție a dispărut. S-a împuținat, a expirat, trăim într-o zodie a divorțurilor pe bandă rulantă. Cine știe are un acces, îmi miroase gura urât, gata, bagi divorț că nu mai poți să stai lângă el. Și există chiar situații de divorț mult mai ridicole decât cel invocat de mine. Noi trebuie să învățăm de la sfinții închisorilor și dragostea de soții sau dragostea de soți. Au fost în perioada comunistă niște povești de dragoste extraordinare, când soțul zăcea lanțuri și soția l-a așteptat 10 ani, 15 ani și mai mult. Mă iertați că vă întrerup. Mircea Finichiu a fost așteptat din 1941 până în 64, deci actul care vorbise și după ce a ieșit în 64 s-a căsătorit. Da, deci 23 de ani. Aceasta este dragostea. Fără să fie căsătorit. Dacă citiți poezia lui Radu Gir, Aduc Sorem, o să vedeți niște imagini extraordinar de sensibile și o să vă dați seama că dragostea cu care ne reeducă pur și simplu televizorul nu seamănă deloc. Tinerii de astăzi sunt crescuți cu idolul unei iubiri pătimașe, carnale. S-a trecut pofta trupească, înseamnă că nu mai vezi pe celălalt și gata. Deci etalonul iubirii în ziua de azi e pofta trupească. Cuvântul asceză, cuvântul nevoință trebuie alungat, trebuie distrus, n-are ce căuta într-o relație. Pentru că strică împlinirea egoistă a patimilor. Ori aceștia au reușit să trăiască iubirea adevărată, el în închisoare și ea așteptându-l. De la sfinții închisorilor putem învăța nu doar dragostea de soție sau de copii, putem învăța dragostea de vrăjmași. Pentru că noi nu ne iubim nici măcar rudele. Mulți zicem că suntem creștini, dar uitați-vă ce se întâmplă că moare cineva. Câte minute durează până începe scandalul pentru împărțirea moștenirii? Mie a zis că îmi dă pământul până la fântână. Ba, de la fântână acolo e al meu, ba, nu e al meu. Vine și nepoata din capitală sau din cine știe ce țară, să știți că bunica mi-a zis mie, că vrea să-mi lase mie casa, chiar dacă eu n-am văzut-o de 10 ani, dar mi-a spus la telefon că mă iubește foarte, foarte mult și că a mea este casa respectivă. Și brusc, copiii nu înțeleg cum. Mama merge la biserica la care merge și mătușa și unchiul, ei se împărtășesc, se spovedesc și acum se ceartă pentru bucata de pământ dintre fântână și casă. Și copiii nu mai înțeleg nimic. Și se rup de biserică. Spunea Părintele Calciu că în America unii copii de preoți ortodoxi au devenit sataniști. Deci nu doar atei. Atei așa e o glumă, e o chestie de început. Au devenit sataniști. De ce? Pentru că Părintele zicea lucruri foarte frumoase din Sfânta Evanghelie. Foarte frumoase în predică. Dar copilul vedea că în casă nu seamănă lucrurile pe care tata le spune la biserică.
Și atunci copilul înțelegea că tata minte, deci Dumnezeu care crede tata nu există. Și atunci copilul devenea satanist. Doamne ferește să avem parte de încercări similare în viețile noastre. Însă, în lipsa unei educații autentic creștine, nu există nicio stabilă care să țină pe copii departe de băutură, țigări, droguri, desfrâu și alte nenorociri. Ori, dacă ne hrănim cu învățăturile Sfinților Închisorilor, viața noastră de familie va fi alta. Poate că cel mai mare record pentru cineva care a auzit de Valeriu Gafencu este să-și dea seama cât a greșit față de soția lui. Nu că a înșelat-o. Astea sunt greșelile cele mai ușor de sesizat. Există situații în care se ajunge la divorț pentru neînțelegeri mici care se accentuează și creează o prăpastie între cei doi. Ce vreau să spun este că dacă vorbim de Sfinții Închisorilor, greșim foarte mult dacă închidem într-un cufăr al sufletelor noastre. Ei vor să ne ajute să ne schimbăm viețile și să fim ai lui Hristos. Pentru că, din păcate, Hristos lipsește din viețile noastre. Am spus ieri într-o predică pe care am ținut-o la Gherla, orașul în care, deși există închisoare în care s-a pătimit pentru Hristos, mărturisitorii nu sunt cinstiți cum se cuvine. E bine, fiind Duminica Fiului Risipitor, le spuneam celor din biserică, una din cele mai simple dovezi că suntem departe de Hristos ne oferă imaginea din oglindă. Să fim sinceri cu noi înșine dimineața, cum ne vede nimeni, femeile nu apucă să se boiască, să se macheze. Ce spune fața noastră? Ce spun ochii noștri? Câtă tristețe, câtă apăsare, câtă dezamăgire. Unde-i bucuria faptului că suntem ai lui Hristos? Lipsește. Ba de multe ori vezi că și oamenii care merg la biserică să se împărtășească sau merg la slujbă, merg cu fețe triste, ies cu fețe triste. Dacă se întâlneau bărbații cu un fotbalist, dacă venea Gică Hagi la biserica lor, ieșeau bucuroși, îți dai seama, a venit Hagi la noi. Dacă vine la o biserică actorul din Suleiman Magnificu, cred că toate gospodinele și bătrânele ies fericite că l-au văzut cu ochii lor. Acolo, lângă ele, în aceeași biserică. Dar Hristos vine duminică de duminică și nu ne interesează. Trăim un creștinism de bandă rulantă, creștinism de duminică. Mă iertați că fac astfel de paranteze, dar trebuie să ne dăm seama că viața noastră creștină este bolnavă, iar viața lor creștină, a Sfinților Închisorilor, a fost de nota 10. Mi s-a întâmplat să fiu într-o noapte de Paști, la o mănăstire, și chiar înainte de împărtășanie, un om era din ce în ce mai nervos, a început să bată din picior, mă gândeam de ce nu se duce acasă, la un moment dat a și slobozit o înjurătură cu voce tare, foarte nepotrivită și mă gândeam, dar de ce nu pleacă? Era clar că e nerăbdător. Ce credeți că aștepta? Să se împărtășească. S-a tras vera, a țâșnit să primească Sfânta Împărtășanie. Ori, noi nu trebuie să judecăm păcătoșii, însă păcatul în sine trebuie să-l înțelegem că e anormal. Dacă nici în biserică nu mai reușim să fim ai lui Hristos, unde va merge generația de mâine? Pentru că Sfinții Închisorilor spun prin vocea lui Radu Gir, ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat, vor fi apusuri aurii cum au mai fost când am plecat. Cum să se întoarcă ei dacă noi ne lepădăm de Hristos? Noi ne lepădăm fără să fie prigoană, înțelegeți? Se leapădă tinerii prin cluburile în care merg. Se leapădă oamenii prin viața lor. Fără rugăciune, ei se rugau în închisoare ore întregi. Povesteam la Târgu Ocna sâmbătă. S-a făcut parastas pentru Valeriu Gafencu de întâmplarea cu Octava Anastasescu, cum l-a învățat Valeriu Gafencu rugăciunea minții și cum i-a învățat și pe ceilalți. Și un alt deținut care a fost închis împreună cu ei, domnul Petre Petre, spune pe toți ne-a învățat Valeriu Gafencu rugăciunea minții. Pe toți cei care au apropiați de credința în Hristos și de biserică. Ori în ziua de astăzi, spuneți în România, ați auzit de 7 părinți care să fie dascăli a acestei rugăciuni? Dacă vă întreb pe tineri să-mi ziceți 3 nume de cântăreți sau de actori sau de oameni politici, știți imediat. Dar câțiva dascăli a rugăciunii lui Iisus, e libertate. Mănăstirile s-au mulțit peste tot, e plin de schituri, mănăstiri, tot ce vrei. Dar dascăli ai vieții duhovnicești sunt în ziua de astăzi, nu mai trăiește părintele. Cleopa a trecut la Domnul și, din păcate, în Sfântul Munte. Asta nu este un răspuns. Cum zicea părintele lui Stim Pârvu, închisorile din România
se ducea o viață duhovnicească mai intensă decât în mănăstiri. Și zicea Părintele Iustin că dacă facem, dacă săpăm după Sfinte Moaște la orice mănăstire din România, nu găsim atâtea Sfinte Moaște câte se găsesc la Aiud sau la alte închisori. Închei cuvântul meu spunându-vă să vă decideți ce vreți să faceți cu viețile voastre. Dacă vreți să fiți al lui Hristos sau nu. Dacă nu vreți să fiți al lui Hristos, fiți sinceri cu voi înșivă. Nu mai mimați creștinismul. Pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. Dacă nu-L iubim și nu vrem să ne mântuim, să trăim ca atare, pentru că altfel, mimând creștinismul, faceți rău și voi și celorlalți, care culeți biserica din cauza creștinilor. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, din pricina păcatelor creștinilor, păgânii nu vin la biserica lui Hristos. Auziți ce cuvânt grav. Hristos le zice creștinilor să lumineze ca făclile în fața celorlalți și Sfântul Ioan Gură de Aur constată că tocmai din pricina vieții creștinilor, ceilalți nu ajung la biserică. Iar dacă vă decideți să fiți lângă Hristos, atunci dați-vă seama că cea mai mare lecție pe care ne-au dat-o ei, Sfinții Închisorilor, a fost lecția suferinței. Este în acea raclă un craniu care a fost tăiat cu fierăstrău sau la cu altceva, așa a fost găsit. Deci nu după ce s-a găsit craniul, cum e acesta, de exemplu, întreg, nu l-a tăiat cineva după ce l-au găsit. Așa a fost dezgropat. Și e puțin probabil ca prigonitorii să fi tăiat capul unui creștin după moarte. Ei bine, dacă vă uitați, dacă vă duceți la Aiud și ca rezumat al întâlnirii noastre, aș vrea să rămâneți cu acest gând, să ajungeți dacă se poate la cimitirul din Târgu Ocna și să ajungeți la Aiud. Ajungând la Aiud o să vedeți o mulțime de Sfinte Moaște. E, de exemplu, un os de la picior de unde au băgat cleștele, i-au tras carnea mucenicului și când au tras, au prins și o bucată de os. Și osul acela a rămas ca un cui în interiorul piciorului mucenicului. Cred că cei mai mulți ne-am înțepat la picior sau ne-am tăiat și ne doare un ac. Dar apoi să-ți prindă carnea cu cleștele să stragă și să rămână o bucată de os perpendicular, efectiv, e un drept. Acolo există și pe internet filmarea cu Sfintele Moaște de la Iud. Ori oamenii aceștia nu s-au lepădat. Au fost unii care au fost zidiți de vii. Adică pentru o cameră fără ferestre, în partea din spate unei celule, începeau să zidească. Zideau. Și omul rămâne acolo deținut, tot rămânea fără mâncare, fără apă și fără aer. Astea erau încercările cele mai grele. Și Ioan Ianolide a trecut prin asta și Costache Prișan. Ei bine, când ești într-o astfel de situație, se vede credința ta. Și când unii nu mai rezistau, strigau gardienilor să-i lase în pace. Dar când gardienii vedeau că au terminat zidul și deținutul nu spunea nimic, gardienii spărgeau zidul, spunând, nu vrem să umplem cerul de sfinți. Adică acolo era o luptă clară între Dumnezeu și diavol. Ei n-aveau o conștiință clară a sfințenii mucenicilor, dar știau că dacă oamenii aceia mor zidiți, faima lor se răspândește. Faima de mărturisitori și sistemul scârție. În mărturia lui Octav Anastasescu, când a avut acea experiență minunată în care inima a început să-i cânte rugăciunea lui Iisus, la sfârșit, cineva, parcă protonier, era a zis, dacă în România ar fi 1000 de oameni ca dumneata, s-ar alege praful de securitate. Ori el nu știe ce mărturie a dat în ancheta respectivă, pentru că era atent, din cauza emoției n-a spus, că auzea cu voce tare, cu inima îi spune cuvintele rugăciunii. În acea anchetă care a durat 3-4 ore, inima îi zicea cu voce tare, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. S-a împlinit cuvântul din Scriptură, nu vă fie voce, vă zice în ceasul acela, că eu vă voi da cuvânt cu putere multă. Ei bine, în momentul în care ne punem nădejdea Dumnezeu, ne dăm seama că suntem de slabi. Ne dăm seama că nu rezistăm, cum spunea Dumnezeu Anastasescu, care a stat fără apă, fără hrană atâtea zile, nu lăsau să doarmă. Noi nu rezistăm. Noi față de ei suntem cârpe. Dar să știți că și în închisorile comuniste, cei care și-au pus nădejdea în puterile lor, s-au lepădat printre primii. Cei care se băteau cu pumnii în piept, noi suntem creștini, noi suntem tari, au cedat. Iar ceilalți,
care erau mai smeriți, mai modești. A zis, Doamne, noi nu putem rezista la încercările astea. Pânându-și nădejdea în Dumnezeu, au rezistat. Înțelegeți? De fapt, slăbiciunea noastră este atul nostru. Este marea noastră putere. În clipa în care ne dăm seama că prin puterile noastre nu putem rezista, atunci am înțeles cea mai clară lecție de rezistență. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile Sfinților Închisorilor să ne schimbăm viețile, să punem început bun mântuirii prin pocăință, prin nevoință, prin rugăciune.